Fie binecuvântat Dumnezeu, Creatorul nostru. Lui datorăm faptul că existăm și mai mult, Lui datorăm faptul că a gândit și a creat familia. De aceea, Dumnezeu care a binecuvântat la început prima familie, dorim să binecuvânteze toate familiile și în după masa aceasta. În prim plan pe cei care sunteți împreună, soț și soție. Apoi să ne aibă Domnul în vedere și pe cei ce, ca mine astăzi, suntem doar unul. Fie soțul, fie soția. Sau dacă sunt de cei necăsătoriți, să le dea Domnul Harul la vremea potrivită să fie și să rămână împreună. Fac aici o precizare. Mă gândeam că weekendul acesta sunt ca și în weekendul trecut, pentru a doua oară la o părtășie cu familii fără soție. Miercuri au fost două săptămâni de când a intrat într-o încercare mai grea, în prim plan ea, apoi toată familia a fost diagnosticată cu ceva probleme la creier. Acum este acasă, este mai bine și dumneavoastră ne veți ajuta cu rugăciune. Domnul ne-a spus mai dinainte de încercarea prin care vom trece și toate făgăduințele Domnului au fost că ea încă mare de slujit. Credem că nu ne luptăm ca să schimbăm un plan al lui Dumnezeu, și doar ca să fie realizat la timp. Nouă ca familie ne-a prins bine încercarea asta, nu este plăcută, dar îl avem pe Dumnezeu care este stăpân, care este în control și, repet, cu rugăciunile fraților, Domnul a mobilizat sute și mii de frați să se roage, chiar să postească, și avem încredere în Dumnezeu că ne va scoate biruitori. În ideea aceasta se modifică puțin datele probleme pentru după masa de astăzi. Vom fi împreună acum aici la prezentarea acestui cuvânt, apoi după cântare, rugăciune, ce vor hotărâ frații ce slujesc, dorim să mai avem câteva aspecte legate de partea bărbătească, partea femeiască, ce ar fi trebuit să facem separat, oricum facem în parte împreună, nu se poate chiar într-o totul așa. Și apoi, dacă doriți, spun asta de la început, dacă sunt întrebări strict pe tema familiei, a subiectului de față, puteți în partea a doua să le trimiteți și în lumina care Domnul ne-o va da, vom încerca să răspundem. Deci, repet, nu răspundem la întrebări pe alte subiecte, strict pe subiectul nostru, pe teme de familie. Dacă aveți și Scriptură, este mai bine, putem să o folosim, să intrăm direct în tema noastră. Familia în planul etern al lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni pentru a vedea mai întâi ceva despre acest plan etern. Vă citesc din capitolul 3, de la versetul 8, unde Apostolul spunea despre sine: dar mie, care sunt cel mai neînsemnat între toți sfinții, mi-a fost dat harul să vestesc neamurilor, deci și nouă, bogățiile nepătrunse a lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Și acum atenție! Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Dumnezeu are un mod de a gândi extraordinar de minunat. Se spune în versetul 11 că toată această gândire, toate cele ce se vor realiza, sunt după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci înainte de Genesa, de creație, de toate evenimentele din istorie, Dumnezeu a făcut un plan, numit în Scripturi, planul veșnic al lui Dumnezeu. Tot despre acest plan scrie tot în Efeseni, capitolul 1, și tot cu referire la Domnul Iisus, de la versetul 7, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descoperă taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Vin cu două întrebări.
Vă interesează acest plan al lui Dumnezeu? Pentru Pavel era o prioritate ca cei credincioși să priceapă aceasta. De aceea spune în continuare de la versetul 17 că se ruga să li se deschidă orizontul minții și să nu mai fie miop privind doar așa ca oamenii din lumea aceasta. Să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Un orizont foarte, foarte scurt. Să li se deschidă orizontul spre veșnicia viitoare și să priceapă că Dumnezeu, care din veșnicia trecută are un orizont nelimitat, a gândit lucrurile într-un mod interesant și ne-a cuprins și pe noi în această lucrare. A doua întrebare. Credeți, sau mai exact, vreți să corespundeți cu familia dumneavoastră în acest plan? E foarte important. Spune Iov la un moment dat, ca un om foarte bun administrator al vremii sale, al averii sale, vă citesc din cartea sa, capitolul 23, de la versetul 14. Face referire la Dumnezeu și la planurile sale. Da, El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Noi ca oameni s-ar putea să avem proiecte și alții să facă proiecte pentru noi. Și avem noi o cântare care spune: și de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ, nu știu dacă și gândim noi când o cântăm. S-ar putea ideile noastre, proiectele noastre, nu corespundă acestui plan. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu o să anexeze schițele noastre la planul Lui. Rămâne a Lui. De aceea v-am întrebat dacă vreți să intrăm în planul ăsta, să rămânem în schemă. Dacă nu, o să facem noi ciornele noastre și o să spunem tot ca Iov. Nu vă citesc versetul, o să-l găsiți dumneavoastră dacă vă interesează. Zice el la un moment dat: ce mi s-au adus planurile, făcute cu a ta iubire în inima mea. De aceea Domnul ne-a învățat să ne rugăm să se facă voia Lui, voie care corespunde acestui plan binecuvântat. E structurat planul, e gândit în mod sintetic, analitic, pe ore dacă vreți. De-aia Domnul spunea că și revenirea sa va fi nu doar într-o anumită zi, ci într-un anumit ceas. Scrie în Daniel despre o vedenie cu ser și dimineți, că și aceea este tot bine calculată, adică nu va fi nici măcar o jumătate de zi în plus, că toate sunt gândite după acest plan binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Odată ce am făcut o referire la general la acest plan, vreau să citim împreună din Genesa 1 și să vedem că Dumnezeu nu poate să realizeze acest plan decât prin familie. Dumnezeu l-a gândit și a zis, citesc versetul 27 și 28, Genesa 1, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, parte bărbătească, iată-ne aici, și de atunci încoace, statistic vorbind, se naște 50% băieți, 50% fete, s-a dereglat balanța la chinezi, că au vrut numai câte unul în zonele urbane și acum trebuie să modifice legea că numai au băieții cu cine se însura. Că Dumnezeu a făcut în mod echitabil să fie, ca familia să funcționeze, parte bărbătească, parte femeiască. Și acum ascultați versetul următor. Dumnezeu, care lucrează după plan, i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Spuneți-mi, vă rog, planul acesta lui Dumnezeu, cum scrie în Apocalipsa, când se va realiza, după vestea dată prorocilor, cum spune în Apocalipsa 10, putea fi realizat fără noi, ca părinți? Fără a fi... Mergeam odată cu soția, erau copiii mai mici și mergeam cu un microbus, Dumnezeu ne-a dăruit, de-aia spune spre soția mea că e mama desăvârșită care naște 7 fii, avem o fică și 7 băieți. Și era așa seară și am zis, îmi zice ea: vezi cum a rânduit Dumnezeu, un bărbat și o femeie, așa pe stradă, era un bărbat și o femeie, un mai tânăr, altul mai în vârstă. Dar noi am știut că copiii dorm, dar unul din spate zice: da,
un bărbat, o femeie și câțiva copii. Da, așa a fost gândit de la început, că dacă n-ar fi așa, acest plan nu putea să fie realizat. A fi familie înseamnă a fi binecuvântați de Dumnezeu. A intra în această schemă. Cum spunea un frate păstor din Ardeal, zice, eu n-am nimic împotriva homosexualilor, dar i-aș duce pe toți pe o insulă, i-aș hrăni bine până mor și apoi s-ar termina cu ei. Că istoria n-ar putea să continue. Istoria continuă numai cu tată și mamă, copiii la rândul lor, care așa aceștia vor crește, cum spune Psalmul 78, și ei la rândul lor, când se vor face mari, să devină și ei părinți. Mulțumim Domnului, mulțumim Domnului că ne-a asociat acestui plan. Acum, dacă sunteți mulțumiți că v-a făcut parte bărbătească sau parte femeiască, eu încă n-am aflat până la ora asta ce e mai ușor, să fii bărbat sau femeie. Poate mai revenim asupra acestei idei. Dar cred că este bine să mulțumim lui Dumnezeu și să-i recunoaștem autoritatea și proiectele și să știm că planurile sale includ familiile noastre. În întreaga istorie biblică, Dumnezeu a avut în vedere în prim plan familia. Asta nu doar în perioada patriarhilor, când s-au ocupat de aproape. Și îi spune lui Avram, citesc în Genesa 12, versetul 3, și aici ne putem include și noi, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și aici nu e vorba numai de familii de popoare, cum spune psalmistul, ci familii în mod restrâns, bărbat, femeie și copii. Vreau să vă arăt din Noul Testament, citesc 1 Timotei, capitolul 5, că responsabilitatea vieții cade în sarcina familiei. Spunea apostolul aici, versetul 4, dacă o văduvă are copii sau nepoți la copii, aceștia se deprinde să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Deci chiar când avem entitatea numită biserică, prima grijă revine familiei. Aici se naște viața, aici se întreține, că vorba unui proverb românesc, o zice, ce ființă dimineața umblă în 4 picioare, la amiază în 2 și seara în 3? Este om, nu? La început umblă copilașii de-a bușurile în 4 mâini, nu? Cum se spune, în 4 picioare? La amiază suntem așa, antropos, cu privirea în sus și spre seară. Ne trebuie un baston, că vorba poetului, numai ieri trecea pe stradă, zbura ca o rândunică, și apoi când bași de seamă, vezi o beată bătrânică. Ți-e și frică și rușine ca să spui că e moș sau babă, însă bătrânețea vine, vrei, nu vrei, ea nu te întreabă. Și noi trebuie să ne privim responsabilitățile familiale ca lăsate de Dumnezeu. În Scriptura aici, în versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, adică cine nu vrea să se concentreze asupra familiei, așa cum a fost gândită ea în proiectul lui Dumnezeu, și mai ales de cei din casa lui, cei din casa lui sunt partenerul de viață și copiii ai lui, pot să fie și bunici, cum am citit în versetul 4, sau alții, s-a lepădat de credință. Deci nu putem vorbi de credință fără conceptul de familie. Și este mai rău decât un necredincios. De asemenea, spune în versetul 16, în aceeași idee, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute. Biserica să aibă grijă doar de cei ce nu au pe nimeni care să fie aproape. Dar dumneavoastră sunteți familiști convinși, da? Prin harul Domnului, luna trecută am împlinit cu scumpa mea 30 de ani de căsnicie și sunt. De aceea ne și place să fim dedicați unor astfel de activități, un familist convins că proiectul acesta lui Dumnezeu nu doar că e necesar, este frumos. Este o binecuvântare. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, s-a citit din Psalmul 128. Trecem la o a treia idee. Și sper să nu le uitați, că nu vor fi multe. Care a fost prima? Dumnezeu are un plan etern, în baza căruia se derulează toate evenimentele în cosmos. 2. Familia este entitatea fundamentală în acest plan. Fără familie,
acest plan nu ar fi realizabil. De aceea trebuie să ne privim cu responsabilitate atribuțiile de bărbat, de femeie, de părinți, de copii, responsabilități sau drepturi și îndatoriri, cum vreți să le numiți. Și bine faceți să apreciem faptul că astăzi ați venit să gândim numai pentru viața de familie. O a treia idee. Biserica este asociată aceluiași plan. Biserica și familia au aceleași scopuri. De aceea, fiecare familie trebuie să gândească: biserica vine în ajutorul familiei mele. Și fiecare familie trebuie să fie dăruită bisericii. Să citim din Efeseni, capitolul 4, mai întâi, pentru biserică. Spunea apostolul aici, citesc de la versetul 11, și el a dat pe unii și enumeră slujitori. Cu ce scop? Desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți să nu mai fim copii, că și în biserică suntem ca în familie, întâi copii. Și scopul este menționat aici, să creștem la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Versetul 16. Din el, din Domnul, tot trupul bine închegat, strâns, legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, adică prin aportul fiecărui membru, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Dea bun Dumnezeu, așa să fie în adunare, amin? Acum ascultați din capitolul 5, care e rolul familiei, și vom vedea că avem același rol, același scop. De aceea mie îmi place să spun că la biserică, de exemplu, dacă venim, avem cursuri care privesc planul lui Dumnezeu, când mergem acasă, continuă aceleași cursuri. De aceea biserica și familia n-au voie să fie în contradicție. Lucrăm la aceeași firmă. Este același scop nobil, conform planului Dumnezeu. Efeseni 5. Citeți de la versetul 25. Pentru bărbați. Ce grijă are un bărbat? Exact ca și Domnul Hristos. Dar Domnul Hristos ce grijă are? Păi biserica. S-o sfințească, s-o curățească, versetul 27, s-o înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dar ce trebuie să fie așa? Biserica sau nevasta? Și biserica și nevasta. Într-o biserică, un bărbat zice: păstorul, să le spun la suror că nu umblă cuvincios. Și îi spun: tu ai nevastă? Da. Mă zic, măcar de asta ocupă-te tu, să-i rămână la păstor mai puține de îngrijit. Că asta e responsabilitatea predicatorilor, dar asta e și responsabilitatea bărbaților. E aceeași chemare, același scop. Să ne sfințim nevestele, să sfințim adunarea. Să fie desăvârșit poporul Domnului, să crească tot. Nu vă doriți acasă să crească copiii? Dar și în adunare. Dorim să crească, să avem de-a face cu oameni mari. De un copil mic te bucur să mănânce, nu? Dar de la unul mare te aștept să și lucreze, să pună mâna, să facă ceva, să fie activ. Toți în adunare care deja au început să răsară, să se dezvolte, sunt buni, să fie puși la treabă, una sau alta. Iată ce spune Scriptura pentru surori. Că și în Hristos nu este deosebire și toți lucrăm la același plan, versetul 22. Fiți supuse bărbaților voștri, și scrie aici versetul 24, după cum și biserica este supusă lui Hristos. Adică o femeie, când se supune soțului, eu numesc asta dubla raportare, iar în același timp învață cum să fie supusă Domnului. Sau puteți crede că fiți supuse Domnului și nu puteți fi supuse soțului? Poate va spune vreo soră: da, la Domnul pot să fiu supusă că e mai bun, dar soțul meu nu e așa de bun ca Domnul Iisus Hristos. Da, scrie în Petru, să fiți supuse și patronilor, zice, slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri, chiar dacă unii nu sunt nici buni, nici blânzi. Și mai sunt uneori și bărbați care nu sunt nici buni, nici blânzi, ca patronii. Dar scrie acolo, 1 Petru 3:1, să fiți supuse și în aceste condiții.
Pentru că, de fapt, scopul lui Dumnezeu cu familia este unul temporar, ne-a asociat planul său, dar, de fapt, noi avem un scop etern. Surorilor noastre, nu învățați supunerea pentru soți. Că doar ce a spus în ziua anunții, căsnicia e până la moarte, nu? Și după aia, la ce îmi slujește supunerea asta? Dacă până atunci a fost grea. După aceea slujește. Că tu, de fapt, abia în timpul vieții de aici, te pregătești să fii cu adevărat mireasă. Sau nu doriți asta? Ce bărbat și-ar dori o fată care atunci când va fi nevastă să nu fie nevastă bună? Vorba unui slujitor a zis, toate fetele sunt bune, dar nu știu de unde ies nevestele rele. De fapt, nu sunt neveste rele provenite din fete bune. Numai că nu se cunosc și nu le știi. Dar Dumnezeu ne știe? Ne știe? Da? Iată așadar, dragii mei, că în biserică și în familie, noi trebuie să ne gândim nu doar la ceea ce este aici, ci la ceea ce este acolo. Noi pentru așa ceva ne pregătim. Spunea un frate, mai în vârstă de acum, e interesant, Dumnezeu. Când ești tânăr, fără experiență, spune oricât e pe scenă, dă-i drumul, începe actul. Și intri în slujire, intri în viața de familie și faci greșeli, nu? Ești tânăr, neîncercat. Când ești bătrân și zici că te-ai percepe, zice Dumnezeu, dă-te jos de pe scenă și lasă pe al nepriceput. De fapt, nu e un fel de a te da jos de pe scenă, ci un fel de a urca, pentru că ai învățat deja cum să te comporți pe scenă. În a trece în sferele eterne, pentru că lucrurile de aici se clatină și sunt vremelnice, lucrurile viitoare sunt eterne. Doamne, ajută-ne să le moștenim. Amin? Trageți nădejde? Să vă ajute bunul Dumnezeu, că scrie în Biblie că oricine are nădejde asta, se face bărbat bun. Se curățește. Da? Astăzi m-a sunat o soră undeva din nordul țării și a spus, frate, am o cruce grea. Am și o casă de copii, numai 19. Și încă unul de la fiică înfiat că are probleme de sănătate, 20. Nu e ușor, așa-i? E greu de numărat. La noi în biserică o soră ce avea 18 copii, 11 băieți și 7 fete, a zis când au mai răsărit și mai plecau într-o parte sau alta, seara mă apucam să-i număr, că avea o casă mai mare. Acum copiii mai mergeau într-o parte în alta, săreau și greșeau. Cam de 3 ori trebuia să-i număr să aflu că toți dorm. Că mai sminteam numărătoarea. Dragii mei, în familie și în biserică, noi suntem chemați să slujim. Iar când se va adeveri, când se va împlini planul lui Dumnezeu în etapa următoare, cea eternă, atunci noi ne vom bucura de slujirea noastră, amin? Până în altă-ți niște roluri. Joci rolul de bărbat. În biserică ți-a dat Dumnezeu o chemare, de exemplu, ești predicator, altul este cântăreț, altul cu rugăciunea, cu ajutorare, fiecare o chemare a lui, nu? A rânduit Domnul pe una să cânte, alta poate doar joacă rolul de mămică, apoi de bunică. Știți, viața asta tot timpul trebuie să ne reciclăm. Vrei să te căsătorești și mai întâi înveți și tu cum să fii cu nevastă. Nu trece mult, înveți și tu cum e cu nevastă însărcinată. Apoi cum ești cu bebe, nu? După aceea trebuie să înveți cum să fii cu copii la grădini, nu? După aceea trebuie din nou să mergi la cursuri să înveți cum e să fii cu copii la școală. Și apoi la clase mai mari și apoi trebuie să înveți cum să-ți lași copiii să căsătorească. După aceea trebuie să faci cursuri de soacră. Și numai să faci cursuri de bunică și dacă Dumnezeu îți mai dă zile și cursuri de străbunică. Toată viața de familie e o școală. Da? Și unii pățesc ca la școală. În primii ani au premiu și după ce trec ani se bucură să aibă note de trecere. Sau... Dragii mei, insist asupra acestei idei. Vă citesc și din Tit și o încheiem apoi. Familia și biserica au același scop. Trebuie să ne ajutăm și să fim activi. Să lucrăm
Să ne așteptăm în familie doar pe seama unuia să rămână sarcine sau în biserică doar pe seama unora? Toți suntem angajați pentru că familia și respectiv biserica sunt considerate singurele în Scripturi organisme vii. Asta înseamnă o relație foarte apropiată și interdependență. Ce s-ar face stomacul nostru fără gurița noastră, care are funcție dublă și de vorbit și de mâncat și așa mai departe? Niciun organ nu în plus. Nu zicea într-o zi, un copil a întrebat pe tatăl lui, dar tată, sângele meu ce face toată ziua? Să plimbă, zice. De colo, colo. Da, are multă treabă. În organismul nostru avem mai multe celule decât oameni pe glob. Și sângele duce mâncare la toți oamenii aceștia. Da? Celulele albe stau de pază. Dacă undeva apare vreo problemă, să dă alarma și intră în funcție pe lângă celulele de veghe albe, să intre în producție alte celule, să intre în sistem. Cosmosul și ființa umană sunt minunății ale creației lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vrea doar așa să ne limităm la o funcționare a unui metabolism fizic. Dumnezeu vrea să fim activi în viața de familie, este un organism. Și cum acest organism este atât de vital, atât de operant, așa să fie și viața de familie, nu? Un singur trup. Așa să fie și viața de biserică. Și toți să fim activi, amin? Amin. Când ziceți amin, trec mai departe, dar să fie amin. Adică așa să fie. O patra idee, și aici vreau să insist. Care este scopul lui Dumnezeu cu familia și respectiv cu biserica? În acel plan etern. Ce scop are Dumnezeu? A noi ne concentrăm pe viața de familie. Ce scop are? Dumneavoastră când v-ați căsătorit, ce ați așteptat de la viața de familie? Mă întorc la Genesa. Eu am citit, dar oarecum am trecut așa, să scot abia acum în evidență ce scrie aici în 1 cu 28. Aici este prezentat de la început scopul lui Dumnezeu cu familie. Două scopuri. Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă. Și dacă sunt mulți, pot să umplă pământul și dacă au crescut, pot să-l supun. Asemănarea noastră cu Dumnezeu, asta înseamnă creșteți. Și înmulțiți-vă înseamnă misiune. Deci scopul lui Dumnezeu cu familia este desăvârșirea și, doi, un scop misionar. Vom corespunde noi acestor două scopuri măreți? Sau sunt bărbați care ei cred că au fost creați doar pentru ce a spus Dumnezeu după căderea în păcat, Genesa 3 cu 19, ci să muncească. Pe mormântul unui om foarte muncitor, într-o localitate, au scris toată viața a trebuit să muncească. Și altul a zis, băi, asta ar fi bun, zis scris, unde mi-am îngropat eu calul. Că noi n-am fost creați numai să muncim. În nefericire se constată că în vremea noastră sunt și femei care sunt cele mai bune bucătărese, spălătorese, cele mai bune educatoare, pedagogi. Dar Dumnezeu nu ne-a creat numai pentru atât. O mamă se lăuda cu doi copii, unul a devenit medic și altul avocat. Cineva a fost puțin deranjant de laudele astea prea forțate și a zis, soră, la ce adunare sunt membrii copiii dumneavoastră într-un oraș mai mare? Apoi au apucat cu școala și nu se mai duc la adunare. Apoi, soră, țin să te anunț că într-o zi medicul dumneata le va fi un pacient netratabil și avocatul va ajunge un încolpat fără avocat. Da? Că scopurile familiei sunt cele două. E săvârșirea și misiunea. Creșteți, înmulțiți-vă. În 1 Corinteni, capitolul 15, este scris, vă citesc de la versetul 46. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Unii care nu
sunt în temă cu o interpretare corectă a Bibliei, cred că asta are de-a face cu căsătoria. Nici vorbă. Că întâi trebuie să-i placă și apoi să chipurile. Doamne ferește, să cumpărați calul după șauă și nu după calitățile lui. Ce înseamnă? Că întâi ne naștem fizic și apoi ne naștem spiritual, suntem născuți din nou. Omul fizic are traiectoria lui. Bătrânețe, maturitate, bătrânețe, moarte. Omul spiritual trebuie să crească, să se înnoiască, spune Efeseni 4 și nu numai, din zi în zi după chipul celui ce l-a. Dacă ar fi frați și surori, hai vă rog, gândiți-vă, cei de la balcon, să se arate ca într-o vedenie exact structura, așezarea cum suntem aici. Dar să nu se arate trupurile noastre, că eu am 52 de ani, că altul are 20, altul 60. Și să se arate creșterea noastră spirituală. Oare, dacă ar vedea cineva ce este aici, ce ar zice? Am văzut câțiva de la grădi, câțiva de la școala generală, am văzut și studenți, nu? Am văzut și profesori, sau ce ar zice? Care-i dimensiunea noastră spirituală? Cât am crescut? Sau cât am dobândit noi din chipul lui Dumnezeu până acum? Asta înseamnă creșteți. L-a făcut după chipul și asemănarea sa, noi ne-am degradat prin păcat. Și acum, spunea versetul de referință, Efesenii 4, versetul 24, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. De o neprihănire și sfințenie pe care o dă. Da, dar noi vorbim de viața de familie. Da. De aceea vă spuneam, nu lăsați asta numai pe seama predicatorului și a prorocului sau a cântărețului. Asta e grija lui tata și a lui mama. Amin? Ca ei mai întâi și apoi copiii lor să crească nouul dinăuntru și să devină oameni duhovnicești. Știți, temperamentele sunt patru. Și unii se scuză. Eu așa sunt eu, mai nervos, mai firesc. Nu, oamenii nu sunt de patru feluri, numai de două. Duhovnicești și firești. Cum spunea cineva de un bărbat care s-a certat, dar era pocăit sărmanul, zice, dă-i pace că e născut numai odată. Adică nu-i născut din nou și el nu a apucat să crească Hristos Domnul și să se formeze. Eram undeva în Europa și îmi zice o femeie tânără căsătorită de sub un an, și apropo, există un site de consiliere pe dragoste pentru adevăr.ro și m-a uimit în ultima vreme cât se adresează căsătoriți de curând. Trăiesc drame, iau în calcul divorțul și revin la cazul de care am început să vorbesc. Și soțul meu nu-i place la adunare, nu citește în Biblie, nu se roagă, toate numai de silă. Când vine acasă, computer, filme, meciuri și întreb, dar înainte de nuntă a fost altfel? Și beata de ea zice, n-am apucat să bag seama. Că știți cum e? Cum le spuneam uneori la elevi sau la studenți, păi nu dacă nu știi lecția, nu copia de la ala de lângă tine, că tu nu știi dacă ce copiezi bine sau rău dacă tu nu știi. Că fiecare nu poate cerceta și corecta pe altul decât până la nivelul lui. Și de acolo nu mai știi socotelele corecte sau s-a aplicat o teoremă sau o demonstrație corectă sau nu. Când am discutat cu el, mi-am dat seama... Cum se spunea despre un tânăr că l-au judecat într-o adunare că a căzut. Și comitetul a făcut o ședință pe subiectul lui și a rămas acolo un bătrân care era întrece. Și stai frate, poate ne dai un sfat ca experiență. Și noi îl punem la disciplină că a căzut. Și bătrânul zice, ăsta nu a căzut. Ba da frate! Zice, nu, că ăsta nu se suise nicăieri înainte, n-avea de unde să cadă. Adică el n-a fost mai mult de atât. Asta am constatat și eu de acel bărbat. El nu era crescut. Scrie în 1 Corinteni 7 că fecioarele ar trebui să fie sfinte și cu Duhul și cu trup. Și de v-ați luat o femeie din asta sfântă. Păi nu mai ți-e greu apoi să o sfințești. Dar dacă n-a fost sfântă și ai luat-o așa după regula aceea din Genesa 6, că a fost frumos. Apoi vedea tu atunci când vei avea de lucru cu urâțenia dinăuntru în contrast cu frumusețea de din afară. Da? Asta-i munca
la care Dumnezeu ne cheamă în familie, să creștem spiritual. Spune Scriptura în Genesa, în Deuteronom, capitolul 6, citesc pentru noi ca părinți, cred că sunteți în cea mai mare parte, de la versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Și asta o să vadă copiii, că ție-ți drag Dumnezeu din toată inima. Nu se poate să ascunzi asta. Mă spune în 1 Corinteni 8 că dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Eu sunt originar din Apuseni, sunt moț. Și era la noi un frate slujitor care, atunci când începea rugăciunea, începea cu cuvintele, iubitule, și urma câteva secunde până al doilea cuvânt, dar între timp soseau lacrimile. Îl iubea pe Domnul. A misionat în zona munților Apuseni, avea bătrân o vorbă, când a ajuns spre 90 de ani, zicea el, mă mir că nu mi s-au rost picioarele până la genunchi cât am umblat pe jos. Dar de dragul lui Iisus, nu știu cât ai umblat, dar măcar la tine acasă, așa de dragul lui Iisus, ai vrea să-ți duci nevasta în rai. Dacă vrei să o duci, atunci și copiii, nu? Știți că a fost întrebat cineva că pe cine iubește mai mult, creștinul sau creștina din călătoria peregrinului la John Bunyan? Zice, creștina, că a plecat cu copiii cu tot. Mă, facem ce putem. Scriptura spune în proverbe de învățătura tatălui, de învățătura mamei. Știți mai departe de aici. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Aceasta e prima noastră chemare, nu doar să le dăm să mănânce. Că har Domnului este ce acum. Mă încăpau prea multe mofturi, mă tem că îi creștem cu mofturi. Știu copiii dumneavoastră versete destul de multe? Îmi pare rău de părinții care se întâmplă cum scrie în Osea. Văd că Efraim își duce singur copiii la cei ce îl va ucide. Părinți care muncesc și copiii cresc la desene animate. Și o să iasă de acolo, ce o să iasă? Niște monștri, ca și ceea ce văd acolo. Bunica s-a dus la fica ei în Europa să o ajute, născuse. A încercat să le spună la copii. Și copiii zice, nu e așa buni, nu e așa. Bine, fată sa acasă. Și ce auzi? Dar tu le citești din Biblia în altă limbă, nu știu, în Germania sau unde erau, că eu citesc din asta românește și ei mă contrazice că nu e așa, dar eu știu Biblia, că doar de când eram copil o citesc. A zis, nu mamă, dar eu nu le citesc din Biblia, numai ce văd ei în desene animate creștine. Apoi, draga mami, dacă de acolo ce văd mă contrazic când le spun eu din Biblie, nu-i bine. Este dovedit, mintea copiilor noștri se formează cel mai bine pe calea auditivă, nu vizuală. Dacă vreți, citiți materiale sau audiați, este un român, doctor în biofizică, Virgiliu Gheorghe, e un om capabil care a ajuns la convingere, sub aspect empiric, dovedit, a ceea ce a zis Dumnezeu în Scriptură, când zice în Deuteronom 4, zice, la Horeb, când m-am arătat vouă, vedeți că n-ați văzut niciun chip și v-am vorbit. Dacă chiar trebuie să vadă copiii noștri ceva, atunci să fie, specialiștii ne spun, să fie un timp limitat și arătați-le lucruri naturale. Că scrie Romani 1 că atunci când te uiți la creație, vezi însușirile lui Dumnezeu. Natura ne este lăsată drept lector ajutător. Cum zice un vers, când te uiți spre eleganța palmierului cochet, te uimești văzând distanța, deși e la fel substanța, într-un mărunțel boschet. Cedru cu ramificații pare un viteaz și este. Și stejarii sunt frații, ce minuni și ce creații. Pulberea mirositoare din pădurile de tei te înalță în sărbătoare, la soar câmi în splendoare, tot parfum rodeșii ei. Un fragment din poezia Paradisul Verde a fratelui Dionisie Giuchici. Dragii mei, haideți să îndreptăm inima, mintea și ochii copiilor noștri spre Dumnezeu. În timp ce ne formăm și noi. În tinerețe îmi plăcea să citesc Biblia de două ori pe an. După ce au venit copii, cum v-am spus că ne-a dat Domnul câțiva,
La noi s-au născut 8 copii în 9 ani. Mai glumesc eu spunând că am tras tare dimineața să fim liberi după amiază. La 31 de ani s-a născut ultimul. Și ca să pot fi dedicat vieții de familie, nu mai reușeam să-mi termin norma de citit. Și atunci am încercat să găsesc alte metode. Parte din Scriptură care era mai ușor de înțeles pentru copii, o citeam împreună cu ei. Ezechiel și alți profeții citeam separat. Apoi am introdus metoda în mașină, cum mergeam să avem Scriptura audio. Obișnuiam că cineva m-a întrebat odată, frate, zici tu cum îți faci predicile? A zis simplu. Ori mergem cu mașina, ori acasă, ne oprim după un capitol și cum am 7 băieți, de la cel mai mic până la cel mai mare, ca primul să ia ideile mai ușoare, fiecare spune câte o idee, eu fac rezumatul și am predică. Deci trebuie să găsiți acele metode prin care dumneavoastră ca părinți și respectiv copiii să poată să-L cunoască pe Dumnezeu și să crească în cunoașterea Sfântă. Amin? Nu mă interesează de unde scoateți timp. Faceți ce știți. Faceți vreme de lucrurile sfinte în familie. Faceți rost de un altar. Că mai cu seamă de când cu tehnologia noastră, ba în jurul computerului, va fiecare cu telefonul lui, mă, nu-i timp. Deși avem atâta tehnică, ce ar trebui să ne simplifice munca și să rămână timp. Pentru ce-i mai important pentru scopul familiei? Creșterea, dobândirea chipului Dumnezeu, desăvârșirea. Până vom ajunge toți, nu comitetul, și nevestele și toți, Efesem 4 am citit, la starea de om, mare la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, scrie în Efesem 3, parcă te și în fior când citești, scrie acolo să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Sau cum spune Habacuc 2:14, Dumnezeu a vrut ca pământul să fie plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de ape care îl acoperă. Deci când se vede dacă avem din belșug, cum spune în Coloseni 3:16 cuvânt, atunci când suntem lăsați să vorbim liber. Am ieșit odată la ușa adunării noastre, să nu spun de-a dumneavoastră, și niște băieți vorbeau așa, vrute, nevrute. M-am apropiat de ei și a zis, să dea bunul Dumnezeu să nu vă însurați în grabă. O să frate, de asta e binecuvântare? Zic, mare. Dar ei explică-ne atunci. Măi, dacă voi în postura asta, dacă nici aici la ușa adunării nu vorbiți cu psalm, cu cântări de laudă, nu v-a rămas o întrebare, nu vă pasionează, când voi veți fi tați? Scrie în 1 Corinteni 14, femeia se întrebe pe bărbat acasă, ce să vă întrebe pe voi copiii, măi? Că voi nu știți să răspund. Cum să întemeiați voi o familie care are un scop atât de nobil? Ce veți face voi? M-ați înțeles? Cumpărați-vă o Biblie, cai de cântări și adunați-vă familia. Nu e nimic mai frumos ca asta. Asta va da gust și va da sens vieții de familie. Amin? Veți vedea că se rărește certurile, că nu avem vreme, că trebuie să ne spunem cântarea și rugăciunea. Pierd discuțiile, vorba unui frate în vârstă, fratele Simeonuc, dacă l-a știut ce mai în vârstă, avea dumnealui o vorbă. Așa când vorbeau vrute sau nevrute, zicea, iar ați trecut la Evanghelia fără capitole. Că nu știu cum se face, că uneori, mi-amintesc că a venit toată cu avionul de la Paris la Timișoara și lângă mine era un frate care atâta politică avea în cap și frământat. Mi-am dat seama că ascultă nu numai buletine de știri, ascultă comentarii și discuții și show-uri. N-am putut să-l duc la Biblie. M-a făcut că doar n-am mai putut suporta. Să scap. Și m-am gândit, bietul om, cu ce se consumă? Cu împărățiile astea din care zice în Daniel 2 că nu mai rămâne nici cât praf de analize la laborator. Nici cât praf în aria, scrie acolo. Dar împărăția pentru care noi vrem să ne dedicăm, va umple tot pământul. Nu este asta interesant? Cum urmează, știți, alegerile parlamentare și oamenii sunt în campanie. Dragii mei, să fim și noi în campanie, mai întâi la noi acasă, cu împărăția care va veni, Doamne, adu-o. Stimați bărbați, faceți timp de lucrurile sfinte.
ca dumneavoastră, soțiile să vă poată înlocui bine și apoi copiii să poată crește. Faceți-vă timp de copilași până sunt mici, cei care sunteți familii mai tinere, cum am spus, nu îi dați pe mâna ăștia cu desene animate, că statisticile spun că 90% sunt oculte. O să le sucească mintea de groază. Repet, dacă trebuie să vadă ceva, arătați-le natură. Asta e creată de Dumnezeu. Ba mai mult, când se trece de la animație la real, mintea suportă anumite sciziuni. Se spune, apropo de cei care mai pierd vremea pe internet, știu eu, chiar familiști fiind, în lumea virtuală, capacitatea creierului scade sub 5%. Deci de 25 de ani când ești câte o puștoaică de 12 ani, nu? Te mir că ne duc alții de minte și nu mai știm ce avem de făcut. Dumnezeu să ne dea pricepere să ne putem raporta și la vremea asta digitală care o trăim, folosim tehnica, dar numai în ceea ce este necesar, în rest, cumva să ne controleze ea pe noi. Știți că există în lumea de specialitate frământarea asta să creeze roboți, să ajute omul, dar nu cumva să creeze super roboți și să ne controleze ei pe noi. Eu mă tem că unii deja controlați. Cum spunea cineva odată, zice, frate, eu nu mă închin la 666 pentru nimic în lume. Dar eu știind că e foarte lumezic, auzi, omule, cu tine e mare problemă, tu deja ești la 665. Și cât îți mai trebuie? Pentru că nu se sare așa dintr-o dată, de la 1 la 666. Se merge așa, de aproape îndeaproape. Domnul să ne schimbe proiectele și planurile și să ne magnetizeze la proiectele voiei sale, amin? Și la scop, scopul misionar. La biserică facem evanghelizare, dar acasă cum rămâne cu scopul misionar? Scrie în Genesa capitolul 3, vă citesc chestiuni care rămân până vom fi reintroduși în rai. N-au de-a face cu faptul că ești pocăit, nu ești pocăit. Genesa 3 cu 16, scrie la femeie, voi mări foarte mult. Gândiți-vă noastră ce înseamnă foarte mult. Suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii, iar omului îi dă, cum știți, muncă. Bărbatul are capacitate fizică 150% față de femeie. Dar interesant, femeia este un vas mai slab, dar ține mai mult. În toată lumea, femeile trăiesc cu 4-5 ani mai mult. Asta un sfat pentru tineri, să nu-și ia femeie cu diferențe mari de vârstă. Că oricum ele trăiesc mai mult și să nu le lungească văduvia. Faceți un calcul, vreau. Dar dacă este vreo excepție, că Dumnezeu a avut un anume plan, nu am nimic de obiectat. În ce privește scopul misionar, vă citesc din Noul Testament, spune în 1 Timotei, capitolul 2, despre bărbat. Rezultă indirect, versetul 11, femeia să învețe în tăcere, că este chemat bărbatul să învețe, mă refer la dimensiunea bisericii. Apoi spune că femeia a fost mai vulnerabilă, probabil datorită faptului că femeia este mai sentimentală, bărbatul este mai rațional, dar spune versetul 15, totuși ea va fi mântuită, adică nu e problema că Eva a căzut, că are aceleași drepturi de mântuire ca bărbat. Dar ce am citit în Genesa 16 rămâne pe rol. Nașterea de fii. Să nu mă înțeleagă cineva greșit că mântuirea este prin nașterea de fii, mântuirea de, nu-i prin faptele noastre, dar noi prin faptele noastre putem să ne pierdem mântuirea. Dar aici vrea să spun apostolul că o femeie în prim plan se poate evidenția în rolul ei de mamă. De aceea întorc pagina și vă citesc din 5 cu versetul 10, când privește cartea de muncă a unei femei. Care e prima rubrică? Să fii crescut copiii. Apoi, să fii fost primitoare de oaspeți, că e mai greu cu copiii decât cu oaspeții, nu? Oaspeții mai pleacă, oaspeții noaptea stau cu mințile, dai să mănânce, îi așezi unde vrei, dar copiii trebuie să le dai tot sufletul și la urmă și moștenirea. Dai numai că aceasta este cea mai binecuvântată activitate și spune aici, citesc versetul 14, vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii. Deci scopul nostru misionar și Biserica Pentecostală din România poate dovedi aceasta. Frații baptiști au fost mult mai mult ca noi. Dar ei au făcut misiune doar prin biserică.
N-am mai făcut misiune și prin familie, dat fiind creșterea, nașterea și creșterea copiilor. Acum sunt fel și fel de instituții de planificare familială. Nu uitați, eu de la început v-am spus că Dumnezeu are planurile Lui. Știți, când i-a zis Dumnezeu lui Avram despre unul din fiii lui sau câți nepoți va avea de la el, știți câți ani avea Ismael atunci? 13 ani. Nu era însurat. Și i-a zis Dumnezeu, auzi, de la băiatul ăsta o să ai 12 nepoți. Băieți, și țineți minte, atunci rata mortalității infantile era destul de mare. Și eu spun doar că va avea 12, că vor crește mari și că vor fi voivozi. Adică Dumnezeu are proiecte, dragii mei, chiar și în ce privește numărul copiilor. Asta poate este mai greu de înghițit pentru câte unul sau câte una. Dar eu vă dau un sfat. Întâi creșteți spiritual și după aceea o să înțelegeți și scopul misionar. Adică eu n-am cum să explic unei familii care vede numai viața de aici că Dumnezeu ne cheamă și a avea copii, familiale și un scop misionar. Nu mă înțelege. Când eu eram necăsătorit, am crescut în aceeași adunare cu soția. Ea a fost mai evlavioasă ca mine. N-am fost lumesc, dar eram așa, mai indiferent, mai nepăsător, mai cu sportul. Ea a fost foarte evlavioasă și s-a rugat de la 14 ani până la, de la 15 la 22 să-i dea Domnul un bărbat predicator, cu mențiunea, un bărbat predicator care să folosească mult Biblia când predică. El a fost 5 fete și spunea, dar de ce să fie așa? Așa vreau eu, asta e chemarea Domnului pentru mine. Mi-amintesc, eu încă nu eram născut din nou, dar într-o discuție, ea a zis, când o să mă căsătoresc, o să las voia Domnului să se facă în viața mea cu privire la copii. Mi-amintesc perfect, cu ținerea de minte am stat bine întotdeauna. Că am zis, măi, prostuță-i fata asta. Ani au trecut. Dumnezeu m-a cercetat, am fost născut din nou. S-a născut în mine apoi și spiritul misionar. Mi-amintesc că în prima misiune tot i-am aluat, nici atunci nu știam că o să fim împreună. Era foarte activă. Când s-a măritat, fusese misiune deja în 40 de biserici. Asta pe vremea comunistă era mult atunci. Și mi-amintesc că eram la Oradea și atunci a vorbit Domnul într-o seară. Nu știam, repet, încă faptul că vom fi împreună. Nici n-aveam vreo intenție. Te ascultă, fică. Binecuvântarea ți-o voi da cum mi-ai cerut-o. Dacă era ea aici, vă povestea mult mai frumos. Dar să știi că în viață vei avea o cruce de dus. Își va trebui toată viața să nu te prețuiești pe tine și să prețuiești lucrarea Domnului. Dumnezeu așa a rânduit, ne-am căsătorit. Și în ziua anunții, păstorul călăuzit s-a rugat, Doamne, dacă în familia asta vei da copii, fă să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Nu s-a născut niciunul din cei 8 fără ca să avem o înțelegere de la Dumnezeu. După al 4-lea, soția mea a crescut fără mamă, fără soacră, ce să mai spun, că eu am făcut 12 ani de școală până la nuntă și am mai făcut 12 după aceea. Așa că m-au ținut în egală măsură în școală părinții și apoi nevasta. Nu recomand să facă și alții așa, dar așa a fost la mine. Și m-am gândit, bă, este greu la soția mea. Ce-ar fi să iau eu o pauză așa, o abstinență mai serioasă? Și am visat. Eram în cabina unei mașini din alea, se făceau la mârșa cu rost de 2 metri, belazuri, erau belazurile aia rusești. La volanul în uriaș, eu și nevasta în dreapta. Ajunge mașina într-o intersecție și văd un indicator, scrie așa, stânga, spre groapa de gunoi. Zic, cum te duci? Am un copil în benă, trebuie să-l rabatez. Dar nu vrei să participăm la așa ceva? Eu numai traseul ăsta îl fac, eu sunt angajat pentru asta. Și de fiecare dată când mă duc și arunc un copil la groapa de gunoi, am în cabină un tată și o mamă. Acum sunteți voi. Zic, noi la așa ceva nu participăm. Dacă nu oprești, noi sărim din mașină. Și zicând asta m-am trezit, soția de partea ei visează că mergeam cu mașina noastră, aveam un autoturism cu 5 locuri și din neatenție am călcat un copil. Și a spus, uite, vine poliția, ce ne facem? Am oprit pe dreapta și copilul iese sub mașină și fuga. Băi, zic, o scăpat.
Vorbim amândoi, băi, ce facem? Ne jucăm de tata și mama? Și am înțeles că trebuie să mai vină unul. Ăla a fost un moment, să zic așa, ca un prag pe care l-am avut de trecut în viața noastră ca părinți. După ce s-a născut al cincilea, a visat soția că a intrat un proroc în casă, i-a pus mâinile pe cap și a spus, ascultă, femeie, 8 copii vei naște. Păi, copiii tăi vor ajunge să crească mari înainte de a fi venirea Domnului pe pământ. Luna asta, cel mai mic a împlinit 20 de ani. S-au adeverit? Dar știți ce s-a întâmplat? Am uitat visul ca Nebucadnețar. Și știți când ni l-am amintit? Când nu mai vine altul. Asta a fost experiența noastră. Nu lucrează Dumnezeu cu toți la fel. Unora le dă mai mult, altora mai puțin. Eu vă îndemn să fiți curați la capitolul acesta. Vă rugați înaintea Domnului cu sinceritate, ca Domnul să vă călăuzească, să vă lumineze. Nu e acesta subiectul, l-am atins doar tangențial. Dacă vrea cineva dovezi biblice, cum îmi place să predic cu Biblia, pe site-ul Amintiri Dragoste pentru Adevăr, la secțiunea Predici, albumul Familia, Principii și Practici, veți găsi o expunere la o conferință cu titlul Viața umană, concepere naturală sub asistență divină. Și acolo aveți documente prezentate în timp de o oră pe acest subiect. Vreau să închei cu o precizare. Deci nu uitați, în planul Dumnezeu noi trebuie să creștem și să ne înmulțim după planul și proiectul care l-are Dumnezeu. Și în final, hai să vă mai spun ceva din viața familiei noastre, nu prea obișnuiesc, dar de data asta poate că-s mai sensibilizat dat fiind starea soției. Când au împlinit 25 de ani de la căsnicie, acum ne-au făcut surpriza și la 30, dar la 25 a fost mai mare. Am fost plecați și când ne-am întors, doi din băieți au spus, până veniți voi, zugrăvim toată casa. Că destul am măzgălit pereții până am fost mici. Nici să nu fiți acasă când zugrăvim. Toată casa, alb, farmacie, dar surpriza. Un tablou pe perete în sufragerie. Au luat o poză de-a noastră de la arhivă, s-au dus toți la fotograf. Atunci erau căsătoriți numai doi, acum sunt 4, avem 10 nepoți acum. Au actualizat tabloul acolo noi, bunicii, 10 nepoți, 4 căsătoriți, 4 necăsătoriți. Ei, pe ăștia știm noi. Deasupra versetul din Maleahi 3, căci ei vor fi o comoară în ziua aceea, ai mei în ziua aceea, și dedesubt, versetul care a fost pentru mine surpriza, a spus, măi băieți, eu predic de 25 de ani și zici că de versetul ăsta n-am dat, mă, voi cum l-ați găsit? Zaharia 9:16. Asta scria cu litere mari sub tablou, căci ei sunt pietrele cununii împărătești care vor străluci în țara sa. Și am plâns cu soția amândoi lângă tablou, nu gândindu-ne la cei aici și la faptul că au zugrăvit casa, ci când se va împlini versetul ăla și ei vor fi pietrele cununii noastre împărătești. Frați și surori, dacă priviți viața de familie numai pentru aici, uneori e o trudă care nu merită. Dacă o priviți în perspectiva veșniciei, veți avea tot elanul. Acolo se vor împlini zăințele noastre. Pe mine mă cheamă Iosif și am învățat asta de la Vrumbrand. Eu mi-am dat întâlnire cu nevasta, zic, dragă, de când mă plec într-o misiune și nu mă mai întorc, ne dăm întâlniri la poarta lui Iosif în rai. Și dacă acolo vor ajunge și copiii noștri și nepoții noștri, și ai dumneavoastră Dumnezeu să-i binecuvinteze? S-a meritat? Oamenii din afară nu știu. Spune, încă o sarcină, încă un copil sau atâta trudă, familie, biserică. Este un plan al lui Dumnezeu și noi ne-am înscris în el. Toate acestea țintesc spre veșnicia viitoare. Acolo vrem să ajungem. Să mă văd acolo cu nevasta, cu copiii, să vă ajute Domnul la toți. Faceți din asta pasiunea vieții dumneavoastră. Înscrieți-vă în planul lui Dumnezeu, dezvoltați-vă spiritual. Și apoi dacă și din punct de vedere material și social Dumnezeu ne va da, căutați împărăția celelalte, se dau pe deasupra. Când a fost tineri și au văzut oamenii cum vin la noi copii, stăteam în casă pe chirie, au zis de nevastă, asta știe, face numai copii și el numai școală și misiune.
Dumnezeu ne-a dat și casă, avem de toate. Și pe copii Dumnezeu i-a binecuvântat, că Dumnezeu e credincios. Mai îngăduiți-mă să vă spun ceva. Eram căsătoriți de câteva luni. Am mers la rugăciune, la fratele Lazar, sora Rozalea, la Borhanș, dacă ați auzit, lângă Cluj. Știu un cuvânt prin sora. Și ascultă familie tânără. Dacă îmi veți sluji, vă dau un semn de încredințare. Mierea nu vă va lipsi din casă. Ne-am gândit noi că o fi ceva interesant, nu o fi dulce viață. Da, a fost și probleme, și sărăcie, și bogăție, și copii mai jucăuși și mai cuminți, de toate. Dar ce a fost? Efectiv a fost un semn fizic. De 30 de ani mierea de albine nu s-a terminat niciodată. O singură dată am cumpărat miere, că a murit soțul unei surori și era stupar și am cumpărat mai mulți așa să-i facem o vânzare de moment. O fost că s-au terminat banii, s-au terminat alte produse. Mierea de albine niciodată și 30 de ani nu e un an. Dacă i-ați întrebat pe copiii noștri, au fost două serii în ăștia 30 de ani când seara s-a terminat, tata mai era miere într-un borcan și zice unul din ei, tata, e bai cu pocăința la noi, seara s-a sternă mierea. Nu să știți că în seara aia la ora 10 în ambele seri și într-o seară la 11 a venit cineva și a adus miere? Mergeam unul la evanghelizare, vinea câte o soră bătrână așa sfioasă cu o sticlă de asta cum e de plastic, de suc. Frate, să mă scuz, poate te jignesc. N-am putut pleca de acasă, m-am întors înapoi. Un gând îmi spunea tu una, să-ți duc o sticlă de miere. Bine, soră, Dumnezeu mă sună un prieten, zice, băi, am avut o datorie la un stupar și o zic, bă, n-am bani. Lasă-mă să-ți dau un bidon de miere. Băi, frate Iosif, numai tu mi-ai stat în cap. N-am scăpat până ți-am văzut bidonul. Bine. Și când am văzut că an de an, an de an, într-o zi spunea unul din băieță care îi plăcea să mănânce smântână cu miere, cum scrie în Isaia. Nu mai fost miere în bucătărie, se duce în spaiți, vede acolo bidoane, murături. Și eu știu ce e în ele. Dar Dumnezeu a spus că la tata și la mamă nu lipsește mierea. Și eu povestea apoi. Și s-au apucat să facă o rugăciune. Doamne, și dacă sunt murături, într-un să fie miere, nu mă interesează. Ei, miere o fi fost, nu a schimbat Domnul castraveți în miere. Dar a fost pentru ei o dovadă. Dumnezeu este implicat în cele mari, dar implicat în cele mici. Perii din cap nu ne cad fără voia Lui. Să nu spune cineva că se naște un prunc din întâmplare, dragi. Dumnezeu ne iubește, ne asocia planului Său și vrea să ne ducă acolo sus. Acolo sunt adevăratele desene, acolo e schița, unde să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim și să zicem, știi că ne-am mai văzut la Reșița. Doamne ajută, amin.